Federația Sanitas a demarat o serie de acțiuni pentru susținerea salariaților din sănătate și asistență socială pe fondul apariției ordonanței de urgență, care prevede înghețarea salariilor și pensiilor în acest an. Din eroi am ajuns gunoi. Asta au scandat protestatarii prezenți în fața prefecturii. În plină pandemie, când sistemele de sănătate și cel de asistență socială au fost atât de greu încercate, guvernul a tratat angajații din aceste domenii cu rea voință, aducându-le dezamăgirea, sporindu-le stresul și afectând astfel capacitatea de muncă a unor oameni deja epuizați după 11 luni de luptă continuă în prima linie a frontului pandemic. Guvernul României minte, spun membrii Sanitas. Să plece, să plece guvernul! Să plece! Să plece! Să plece! Jos guvernul! Jos guvernul! Tare ar boala în voi, să veniți la noi! Tare ar boala în voi, să veniți la noi! Tare ar boala în voi, să veniți la noi! Actualii guvernanți declară că nu sunt resurse financiare suficiente pentru sănătatea și asistența socială din România. În schimb, există bani pentru conservarea pensiilor speciale. Ultimele 4 luni au fost întâlniri ale reprezentanților noștri cu reprezentanții guvernului. Sigur că acum guvernul actual dă vina pe guvernul anterior, lucru cu care ne-am obișnuit, numai că din delegația guvernului anterior făcea parte doamna Țurcanu, făcea parte domnul prim-ministru de la ora actuală și care au promis ferm și avem procese verbale de la întâlnirile cu ei că salariile se vor acorda pe tot parcursul anilor 2021-2022 conform legii 153 din 2017. Nici vorbă! Ne-au fost date asigurări că nu vor umbla la salarii. Lucrurile astea le-au fi spus clar, ca și le-am luat noi, ca și discursuri politicianiste înainte de alegeri. În momentul de față, discursul e cu totul altul. Sigur că și noi, care suntem de vreo 30 de ani pe eșicherul sindicalist din România, vom avea răspunsuri la acțiunile pe care le fac ei. Guvernul actual caută ieșiri pentru a nu acorda în 2021 creșterile salariale legale. Lovește în principal exact în acele categorii de personal care au fost deja discriminate prin modul în care legii uitorii au gândit sistemul de salarizare. Toți lucrăm în aceeași unitate. Unii ia salariul maxim la 2022, iar în 2022 și noi restul muncim în zadar. Uite, de exemplu, am ieșit din tură de noapte, o tură de groază. E corect? Când plătim factura la curent, o plătim toți la același preț. Mâncarea o cumpărăm toți cu aceea la același preț. Avem și noi copii, familii. Adică nici așa bătaie de joc. Vă spun, avem salariul mic față de ceilalți. Da. Vă descurcați greu cu el. Păi ne descurcăm normal, ați văzut că suntem în prima linie. Federația Sanitas cere guvernului să învețe lecția crizei sanitare pe care o traversează întreaga lume și să acorde importanța cuvenită sănătății și asistenței sociale.